Tot ce avem de făcut este să armonizăm punctele de vedere ale Comisiei de la Veneția, ale Curții Constituționale, cu legislația care există în momentul de față. Și asta, după părerea noastră, se poate face numai în Parlament, într-un singur mod, și anume printr-o comisie mixtă Senat-Camera Deputaților, o comisie comună Senat-Camera Deputaților care să dezbată chestiunile acestea, să propună modificările care pun în acord legislația existentă cu aceste puncte de vedere. Cred că asta este ce trebuie făcut foarte practic în momentul de față. Nu cred că trebuie discutat foarte mult, ci doar făcute lucrurile astea, dezbătute în comisia unde se întâlnesc oameni de specialitate. Eu nu sunt un om de specialitate în domeniul acesta e nevoie să fie juriști, cei care discută chestiunile respective, și să vedem ce produce o asemenea comisie, să le vedem la vot. Cam ăsta ar fi punctul de vedere. Noi am mai discutat o chestiune care ține strict de grupul nostru și care a fost oarecum un rezultatul unui mic incident astăzi la legea spălării banilor, pentru că ar fi fost prima lege organică în care noi apăream în zona de ONG-uri, partidele politice nu apăreau, dacă ar fi fost o formulare de tipul ONG-uri, virgulă, partide politice, ok, fiecare din grup ar fi votat cum credea de cuvință. Dar în... noi am plecat în 90 de la... din același punct. Între timp partidele politice și-au făcut o lege, avem și noi o lege cadru care e singura lege organică prevăzută de Constituție, care nu a fost încă adoptată, ea stă de 13 ani în Parlament, nu vreau să dezvolt motivele pentru care nu a fost încă adoptată, dar în absența unei asemenea legi, faptul că din punct de vedere juridic suntem asimilați ONG-urilor și din punct de vedere electoral partidelor politice, Înseamnă că, de fapt, în realitate suntem al treilea tip de organizație cel definit în, în legea Cadru și că ar trebui să fim tratați separat atât de partidele politice, cât și de ONG-uri.